Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara! E USR Live pe TikTok cu Barna? Nu poți crede așa ceva. Parte. Baha, e pe profi! Unii oameni ne judecă pentru 8 luni la guvernare cu 4 miniștri, dar de PSD și de PNL nimic. Da, adevărul este că nu poți să judeci USR pentru... Asta e doamna cu păcănele de la USR? A făcut singurul plan al României din ultimii 30 de ani. Deci PNRR-ul este făcut de USR și este singurul plan de reformă, un plan care aduce enorm de mulți bani în România și care vine la pachet cu niște reforme, da? Deci eliminarea acestor pensii speciale nesimțite, domnul Ciucă primește... Domnule Barna... Da, președintele PNL-ului. De ce? Domnule Barna... mulțumim, imediat, distrată eu, mulțumim, două secunde. Domnule Barna, vreau să-l întreb, dacă se... Nu. Ceva că a crescut cripto, că a bubuit Bitcoin-ul. Domnule Barna, dar nu știu cum să-i o formulez ca să-și răspundă. Domnule Barna, vă mai prefaceți că scrieți la laptop? Da, că a rezolvat Nicușor ecuația din story. Domnule Barna, este un moment bun să investim în Bitcoin? De ce nu facem Bitcoin moneda națională, așa cum sugerează domnul, cum îl cheamă? Cum îl cheamă Mr. Bean? Cum îl cheamă? Vine să zic Ciutacu. Cum îl cheamă cu aia pe Mr. Bean? Năsui. Așa, mulțumesc. Credeți că ne va răspunde chat? România nu asta vrea. Românii vor să aibă un viitor, să aibă o guvernare... Așa este. ...care să se gândească și la ei, nu numai cum să mai acopere, cum să mai jumulească din banii publici, cum să mai angajeze niște sute de mii de oameni la stat. Deci este incredibil. Când USR a plecat de la guvernare, vă spun o fază pe care poate nu o știți. Când USR a plecat de la guvernare, erau în guvernul României 68 de secretari de stat. Acum sunt 200 de secretari de stat, imaginați-vă, care îl ajută pe ministru. În vremea USR erau 3-4 la fiecare ministru. Doamne, acum ce în comentariile astea sunt? Exact. Fiecare cu cabinet, cu mașini, cu secretare, cu echipă. Deci, cheltuieli publice fără nicio justificare. Doar locuri de muncă pentru clientela de partid. Ori asta trebuie să înceteze. Domnule Barna, credeți în Dumnezeu? Să vă mai bage dumneavoastră, cei care vă uitați, antreprenori, oameni care munciți cinstit, să-i lăsați să vă mai bage mâna în buzunar ca să suportați aceste cheltuieli publice care nu aduc nimic țării. Sunt doar posturi pentru clientela și oamenii din jurul partidului. Că bă, globalist în puțin. Ce va face USR pentru reintegrarea copiilor din diaspora în sistemul de învățământ din România? Doamne, deja astea, inițiativele astea sunt întrebări de la ei. Care inițiativa una susținută de colega noastră, Oana Țoiu, a prevăzut și există în legislație aceste clase de adaptare, aceste clase de pregătire, tocmai pentru ca acei copii ai familiilor din diaspora care decid să se întoarcă să beneficieze de tot suportul al statului în ceea ce când înseamnă privatizăm în zona sistemul de educație medical. Nu se mai poate. Să vedem ce întrebări. Da, și la mine tot s-ar... Văd că domnul Sorin Popescu ne întreabă ce strategie avem pentru a crește bazinul electoral al USR. Și n-a întrebat, nimeni asta. Dreapta Unită este parte din strategia de a ajunge la cât mai multe componente ale electoratului cu acest mesaj de Românie modernă, cu acest mesaj în care le spune românilor că dacă nu vor să vândă viitorul copiilor lor, au alternativă. Pentru că știți foarte domnule bine Barna, și Ludovic Orban și domnul Tomac, PMP și Forța Dreptei sunt partide care nu sunt identice cu USR-ul și e foarte bine să fie așa, pentru că de asta am construit această alianță. Sunt partide care, prin care punem împreună o alternativă la ceea ce înseamnă stângismul acesta
socialist pe care PSD-ul, pentru că PNL nu mai contează în momentul de față, PSD-ul socialist? României. Există o alternativă, există o alternativă consistentă și prin această alianță, prin Dreapta Unită, vrem să ajungem la cât mai mulți români, tocmai bazându-ne și pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți, că veți vorbi cu colegii de serviciu, cu prietenii, cu familia, despre o alternativă care apare foarte puțin la televiziunile acestea de casă, la televiziunile pe factură, unde ni se spune de dimineața până seara ce grozav e domnul Ciolacu și ce bine trăim cu toții, chiar dacă avem, și a spus-o și Diana, cea mai mare inflație din Europa. Domnule Barna, dacă votăm USR, promiteți să scăpați de marxismul PSD-ist? Și oricât ar încerca ei să vă mintă, voi știți cel mai bine adevărul, pentru că voi sunteți oameni care trăiesc în România reală, spre deosebire domnule de Bagna. PSD și PNL care trăiesc în lumea lor specială. Voi mergeți la cumpărături, este adevărat voi mergeți copiii la școală, că domnul Ciolacu care, și noi care ajungem citește în spitalele publice Marx când avem o problemă de parlament. Sănătate, da? Ei sunt rupți de această realitate. Chiar l-ascultam zile trecute pe domnul Ciucă, care spunea că e bine că, protești, că fermierii fac un protest, că așa află și ei problemele reale ale României. Îmi pare rău de doamna asta că... E absolut șocant. Nu, eu nu pot să înțeleg. Bine, domnul Ciucă care bea o sticlă de vin de 16.800 de lei, da? Deci 17.000 de lei, cât 3.000 ceva de euro. Apare și întrebarea cu sondajele și e foarte bune. Ăla era un fake news, by the way, cu Ciucă. Nu că ar scuza cu ceva, da? Sunt false, dacă da, faceți vreunul real. Toate partidele, inclusiv noi, au sondaje reale. Ceea ce vedeți în spațiu public, evident, scoase majoritatea de PSD-PNL, sunt, evident, domnule Bagna, mai fă-ți aminte, în 2016... USR-ului se spune, domnule, 5-6% aveți, max. Ce go-rider! Doamnele Bagna, ce părere aveți pe o trotinetă pe trecere? Nu știu că știți, da? Bă, Bagna l-a călcat mașina pe trotinetă. Se spunea că sunt la 12 la europarlamentare, am luat 23. Diferența a fost de fiecare dată, doar în cazul USR, foarte mare. De obicei 30-40%. Exact, domnule asta Bagna, se întâmplă și acum. În sondajele mergeți la Gojira de la PSD la și PNL podcast. În momentul de față, Dreapta Unită este cu 2 în față în creștere. Și este o realitate pe care o vedem și noi în măsurătorile pe care le facem, pentru că ceea ce sperau ei că unind PSD-ul cu PNL... De cineva zice speranța este nu serie în năsui. Cămașa de pe ei de emoție și de lacrimi, că ce bucurie, nu se confirmă realitate. Acel peste 50% la care visau Ciucă și Ciolacu în filme... Domne, ce în chat-ul ăla, da! ...pedea film seara la Cotroceni, nu a devenit realitate. Această listă comună îi face și pe unii și pe alții domnule să Bagna multe voturi și sunt într-o panică teribilă și de asta vedem sondaje cu cifre caragioase care no, ok, mai stau la o întrebare și ies, m-am plictisit. În spațiu public. Și dacă vă uitați cine sunt în spatele acestor case de sondaj, veți găsi oameni. Băi, e fantastic că mai ai să apară în spațiu public. E fascinant pentru mine. Ne spune, de fapt, uite așa să vorbească tot timpul online, nu doar în campanii. Să știți că noi nu facem treaba asta doar în campanie. Proiectul acesta de vorbă cu voi derulat e deja la al cincilea episod, dar pe lângă asta noi avem fiecare dintre noi live-uri pe paginile noastre de Facebook, vă așteptăm la audiențe, pe site-ul Camerei Deputaților vă puteți înscrie să veniți în Parlament la o audiență cu oricare dintre parlamentarii USR în funcție de, nu știu, unde sunt membri în comisii și problemele pe care voi vreți să le semnalați sau soluțiile pe care le-ați găsit, dacă aveți propuneri de inițiative legislative pe care le putem face, vă așteptăm cu drag. Noi suntem aici mereu, nu doar în campanie. Am o întrebare de la Silviu, dacă cred în Dumnezeu, am povestit și zile trecute la realitatea, la doamna Alexandrescu. Eu am copilărit în biserică, bunic meu era cantor la Biserica Mare din Rășinar, biserica aceea chiar de lângă mormântul mitropolitului Andrei Șaguna. Și în multe zile, în slujbă, la vecernie sau la slujbă de duminica, bunicul mă trimitea să spun crezul sau Tatăl nostru, acea rugăciune pe care o spune unul din copiii din biserică în fața altarului. Deci, da, răspunsul e da, cred în Dumnezeu, dar este o chestiune pe care o consider foarte personală. Adică cei care se bat cu pumnul în piept în toată ziua, nu mai pot, își fac 7 perechi de cruci, după care se duc și umplu un portbagaj cu bani. Aia nu-i creștinism. Aia este hoție și borfășism. Credința este o chestiune sufletească și este o chestiune da, ce interesant foarte importantă pentru fiecare. Asta este ceea ce cred eu și asta este părerea mea.
Avem o întrebare aici legată de, spuneți-mi dacă primul lucru pe care îl faceți în momentul în care intrați la conducere este să scoateți definitiv pensiile speciale la deci unii oameni se roagă la Dumnezeu și pe urmă fură bani în portbagaj. Spre o subire de domnul Barna, care a furat un partid întreg în portbagaj și a falsificat și a și a făcut totul super ok și super legal ca să se voteze ce trebuie în democrația internă a partidului. Asta voiam să spun. Tupeu vorbește asta de furat, care a furat el cu acoliții lui și cu șefii lui, care au furat un partid întreg. Vorbesc de furat. Da, bine ați venit. Strângem bani pentru Asociația Blondii. Cred că este al treilea, al patrulea, cred că e al patrulea strâng caritabil pentru Blondii. La cât mai multe ne dorim. Pentru cine nu știe, Asociația Blondii transportă... Liniște un pic. Pentru cine nu știe, Asociația Blondii transportă copiii care sunt în stare gravă cu avionul în alte țări în Europa, de cel mai multe ori, mereu. Transportă în Europa pentru a primi ajutorul de care au nevoie pentru a li se salva viața de cele mai multe ori. E vorba de copii în stare gravă care nu pot să fie tratați în România, ba din cauza tehnologiei, ba din cauza specialiștilor. Ideea este că Asociația Blondii ajută acești copii. Părinții scriu Asociației Blondii, Asociația Blondii preia acești copii și îi transportă în diverse orașe din Europa, de cel mai multe ori, din câte țin minte, la Milano, unde am fost și eu. Am fost și eu într-un zbor cu Asociația Blondii și am văzut cum se desfășoară un zbor cu ambulanța aeriană, că asta devine avionul respectiv. Sunt la aproape al 200-lea zbor, 180 și ceva de... Ia uite, 182 de zboruri. De zboruri medicale până acum și încă puțină vreme au zburat cu ajutorul Tarom, care practic le închiria o aeronavă, îi scutea de niște taxe, dar tot era foarte scump să închiriezi o dită aeronavă, da, cu piloți, cu tot ce înseamnă taxe de aeroport, la. Un zbor costa în jur de 40 și ceva de mii de euro, dacă nu mă înșel, un zbor average, o crică de bani, și cumva au reușit să strângă banii de fiecare dată și ați reușit să faceți Blondii să strângă banii de fiecare dată. Iar acum cu bani, iată, 6 milioane de dolari bani cheltuiți până acum, 6.000 de kilometri parcurși, 1.000 de copii orfani transportați din Ucraina, iată că iată, București-Milano. Iar acum Blondii a strâns destui bani și cu ajutorul dumneavoastră Blondii a strâns destui bani încât să își poată achiziționa un avion. Un avion de tip ambulanță care să fie doar al lui Blondii și să poată să transporte copiii fără să depindă de Tarom și fără să depindă de alți parteneri externi. Statusul cu avionul este în felul următor. Sunt în vizionări cu două aeronave pe care sunt disponibile și potrivite pentru a fi transformate în ambulanțe aeriene, pentru că nu orice avion poate să fie transformat în ambulanță aeriană, pentru că tu într-o ambulanță aeriană trebuie să înghesui aparatură medicală. Uite cam cum arată o ambulanță aeriană. Deci trebuie să ai paturi de spital, trebuie să ai locuri pentru medici, trebuie să ai echipament medical și așa mai departe, incubator pentru bebeluși. Da, deci în momentul ăsta urmează să cumpere un avion, doar că avionul ăsta trebuie dotat, iar dotarea unui avion medical, unei ambulanțe aeriene, costă de tăia draci. Ei estimează că costurile pentru dotarea unei ambulanțe aeriene o să-i ducă undeva la 500.000-600.000 de euro. Iar ei, între timp, organizează zboruri așa cum au făcut-o și până acum.
se apropie, după cum spuneam, de zborul 200. De exemplu, ca să înțelegeți, doar un incubator de genul ăsta, da, unde stă bebelușul în incubație și sub atenție, costă aproximativ 90.000 de euro. Doar chestia asta, 90.000 de euro. Da, pentru asta strângem bani. Este un avion de tip mic, așa cum le vedeți și aici. Este un avion de tip privat, mic, cum zboară bogătanii, but not really. Sunt avioane făcute special ca să poată să fie făcute în ambulanța aeriană. Vezi, două locuri, încă două locuri, incubator, toaletă mică aici în spate și cam asta e. Și desigur cred că incubatorul poate să fie înlocuit de tărbi. Mă, ne vedem cu Adelina acum în 20 de minute. Adelina, fondatoarea Asociației Blondie, și ne mai povestește ea care-i faza. Dar ideea pe scurt asta este: strângem bani pentru Blondie. Aveți semnul exclamării Blondie în chat. Mergeți dați-le follow pe Instagram dacă doriți. Recomand. V-am zis, am fost și eu într-un zbor cu dumnealor. A fost o experiență. Am 100% în încredere în tot ceea ce fac. Am cunoscut-o pe Adelina, am vorbit de atâtea ori. Ați văzut-o și voi, de fapt, am mai fost aici pe stream. Da, pentru asta strângem bani și pe această cale mulțumim foarte tare și Băncii Transilvania, care s-a oferit să dubleze suma pe care o strângem în această seară. Lucru foarte frumos. Therefore, orice donație faceți către Asociația Blondie este automat dublată de către Banca Transilvania. 10 euro devin 20 de euro, 100 de euro devin 200 de euro și așa mai departe. Desigur, puteți să redirecționați impozitul către Asociația Blondie, 3,5% din impozit către Asociația Blondie. Cu siguranță găsiți la ei pe site formularul, dar puteți să-l găsiți absolut oriunde. Iată, persoană fizică redirecționează 3,5% din impozitul pe anul 2024, descarcă formularul, completează datele tale, printează-l și semnează-l, trimite o poză cu el către noi la adresa contact@asociatiablondie.ro. Foarte simplu. De asemenea, puteți să faceți asta și dacă sunteți persoană juridică. Da, dacă sunteți PFA, dacă sunteți SRL, la fel puteți să donați o parte din impozitul vostru către Asociația Blondie. Și de asemenea, ce doresc să vă mai anunț este că Blondie a redeschis programul de voluntariat. Pentru cine dorește să se înscrie, poate să completeze un formular ET de aici. Înscrieri voluntariat. Da, deci dacă doriți să faceți voluntariat și sunteți dintr-unul dintre aceste orașe mari ale României, sunteți mai mult decât invitați să ajutați Blondie. Vă las link-ul în chat. Nu știu dacă ați văzut, dar e plin de fomici de ăștia care au băgat în Bitcoin pe la mine prin comentarii, pe Instagram, mesaje, pe YouTube. Numai spam, spam, spam. Ce mai zici acum, Fire? A? Ce mai zici? Ne-au gheorțăit mațele 2 ani. Am fost pe minus cu 70% 2 ani. Ce mai zici acum când se face din nou pump and dump? Ce mai zici, frate? De ce nu mai zici nimic, șobolanule? Mâine, poi mine, iarăși caută de chirie chifoi. E pe cai maghi. Dar e funny că am zis întotdeauna că la fiecare pump and dump o să fie exact aceeași poveste în care o să se bucure niște ratați și o să zică: aaa, ce mai zici? Și păi iar se duce aproape de zero. Păi iar mai face cineva un pump and dump și pun toți proștii botul, iar se duce aproape de zero. Dar asta e o monedă bună de avut. Asta e foarte bine, că putem să o folosim exact cum ziceau, știi? Ei tot zic, de 10 ani de zile, ei tot zic: domne, asta e moneda viitorului, știi? Nu folosește nimeni ca monedă în continuare. Și asta e o monedă bună de avut, știi? Când vrei să cumperi, ăsta e exemplul lui Bușu, când vrei să cumperi roșii la piață, e foarte bine ca roșiile să fie azi 2 bitcoin și mâine 0,1 bitcoin. E foarte bine chestia asta pentru o monedă. Mamă, ce a crescut! Abia și o să ducă la zero, să mă duc la toți. Zero, dar eu nu o să cadă, nu o să prăbușească din nou. Să mă duc la toți ăștia pe personal, știi? Îi iau pe toți din urmă, de la comentarii. Ia zi, boss. Ia zi, boss Sultane, cum ești?
Ca să nu zic că sunt toți, efectiv, sunt aceiași care urlau să cumpărăm la zi, când era tot așa high. Deci când a fost Bitcoin la 64-68 de mii, toți au cumpărați, și Chifoi la fel. Chifoi se lăuda că a cumpărat un Bitcoin la 64 sau 68 de mii, cumpărați. La ce flexezi acum, că ești pe zero? La ce flexezi? Sau cel mult ai făcut 3 dolari? Ce flexezi exact? Că ai zis, urlai să cumpărăm cu toții la 64, 65, 68 de mii. Nu? Ai cumpărat și tu, nu? Că doar nu ziceai doar nouă să cumpărăm atunci. De ce flexezi acum, că ești pe zero, nu ai câștigat nimica? Vezi că avem un sărac în chat dacă dorești scandal. Efectiv, râs ca un... Oamenii ca tine trebuie să învețe să accepte și alte păreri legate de domenii în care nu cred, mai ales pe care nu se documentează. Nu, nu, vezi problema că m-am documentat... hai de merg, că e cont făcut ieri. El trebuie să-și făcut contul, ai ca să troleze. Dar vezi, da, adică dacă ar fi pe bune, vezi, tu ai zis problema că m-am documentat. Ai problema că sunt mai documentat pe cripto decât toți experții pe cripto, mai înțeles? Că de-aia comentez. Că eu sunt expert. Cine ești tu să-mi zici că eu nu sunt expert? Ce, îți trebuie diplomă? Îți trebuie... Ce îți trebuie ca să fii expert? Uite, eu sunt expert. Care e diferența între mine și Chifoi? Tot doi ratați care vorbesc căcat suntem. Iată că sunt expert. Mai zici ceva. Hai, mai zici ceva. Rudy T, mulțumim de 25 de euro, omule anonim, mulțumim de 10 euro, Patrick 98, mulțumim de 10 euro, Denisa, mulțumim de 10 euro și Călin Donca... Călin Donca Tronca în gmail.com, mulțumim de 10 euro. Călin Donca Tronca e Hagi Nemesisul lui Dorian Popa Hopa. Bun, hai să vă arăt podcastul feminist. Feminist în sensul de păcănist. Fiți atenți. Ia uite. Lucky Ladies Mode On. Episodul 1 de la Betano. Vreau să cunosc cele mai puternice femei și să creez o comunitate. Perfect. Cu aceste toate femei puternice. Se dorește formarea unei comunități de femei puternice, chat. Femeile puternice care bagă la păcănele. Sunt femei, adică tocmai că ai nevoie de aceste comunități de femei puternice, tocmai ca să nu... Nu, știi ce? I'm a say it. Trebuie să fie femei puternice ca să nu-și ia zilele când pierd toți banii la păcănele. De asta trebuie să fie foarte puternice. Băi, ceva mai tupeist pe lumea asta. Adică am înțeles, Dorian Popa, am înțeles toate nenorocirile din lume. Bă, să folosești conceptul de comunitate de femei puternice, feminism, solidaritate feminină, ca să bagi la păcănele. Bă, dar cum nu vă e rușine, mă, frățioare? Și nu mă refer la Betano sau la căcar, că ăștia n-au nicio jenă. Dar fetele astea două, bă, nu vă e rușine, mă, frățioare? Nu vă roade ceva în voi? Nu vă e rușine că sunt zilnic știri despre cum se sinucid oameni de la păcănele? Nu vă e rușine așa un pic obrazului, man? Că adică, ok, o reclamă pe un banner cu Daniela Crudu în loc de Daniela Crudu, Ramona Olaru, să mai înțelege că tot pe aceeași filieră sunteți. Acolo mai înțeleg. Bă, dar Caterinca asta cu femei puternice, bă, nu vă e jenă, mă, frate? Uite, mi-am propus alături de Betano România să cunosc cât mai multe femei puternice din România, să le vizitez casele și să le cotrobăi prin minți și vieți. Cunoaștem femei cu caractere puternice și vrem să creăm o comunitate Lucky Ladies, a noastră, a femeilor deschise la provocări, la nou, asumate și inspiraționale. Fii-mi ar scârbă să-mi fie Lucky Ladies. What is lucky about the ladies? What is lucky about the ladies?
Bă, tupeu, bă, frate. Și îmi place... Silence. Îmi place... zi. Îmi place că au ajuns la final, adică că au acaparat casele de pariuri și de păcănele și de cazinouri, au acaparat toată România atât de tare, că acum trebuie să meargă pe femei. Acum trebuie să meargă gen, ok, bun, am terminat toți bărbățoii, bun, ce mai facem? Pe copii mergem deja, pe ce să mai... Ah, hai pe femei! Bun, facem un podcast, bam, 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 femei puternice, mergem la ele acasă, bam, 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 ia zi, de ce ești tu o femeie puternică? Dar nu, că vreau să mă uit la tot. Vreau să mă uit la tot. Pe care să o numim Lucky Ladies. Perfect, ai venit unde trebuie, m-ai și prins la birou, nu am reușit să plec încă spre casă. Asta era următorul lucru pe care voiam să-l spun. Într-adevăr, la tine m-am gândit ca fiind una din cele mai inspiraționale femei. Mulțumesc! O femeie care a crescut... De ce este Giulia inspirațională pentru Betano România și Lucky Ladies? Este Giulia o băgătoare la păcănele? Face Giulia bilete la pariuri ca Bolocan pe TikTok? De ce este Giulia inspirațională pentru acest show făcut de o casă de pariuri și de cazino? Vreau să știu, I need to know. Tot într-un mod incredibil pe toate planurile. Că știi că, adică, nu e ironic, dar, again, n-am nimica personal cu femeile astea, cum, lucru pe care îl zic întotdeauna. Bă, dar de fiecare dată când există o reclamă la ceva, toată lumea asta e întrebarea, nu? Bă, ce legătură are persoana X cu brandul Y? Da, și când vorbim de căcat, cola... Toată lumea poate să aibă legătură. Păi căcat, e o băutură cu zahăr, obei, căcat. Dar gen când vorbim de, nu știu, imobiliare. Știi, și nu știu, o iei pe... Ok, bine, poate nu e un exemplu bun. Absorbante. Absorbante. Și faci reclamă la absorbante cu... Mihai Tristariu. Și toată lumea se întrebe... Bă, ce căcat de treabă are Mihai Tristariu cu absorbantele? Sunteți proști? Și așa și aici. Ce legătură au aceste femei cu păcănelele? Sunt aceste femei dependente de păcănele? Sau, pardon, sunt aceste femei consumatoare în scop recreațional de păcănele? Ca să știm, adică ar trebui să știe ziarele de cancan, Giulia și Ramona Olaru, dependente de păcănele, sau nu știu. Eu întreb. Nu de alta, dar dacă le-am vedea pe aceste două femei cu un alt viciu atât de pronunțat precum păcănelele, ar vui toată presa de scandal. Știi, adică ai vedea titluri, da, pe nu știu, pe drog, da? Giulia și Ramona Olaru, puncte, puncte, în parcul tineretului. Au rulat un nenorocit pe bancă în parcul tineretului. Dar aici de ce nu avem această... Și un viciu mai rău decât... Da, tare. Șmecher. Da, am pus asta pe stories și în literalmente 2 minute pe ceas au închis comentariile la această postare. Îmi place, respect foarte mult Betano, oamenilor de la social media de acolo. Mă bucur că v-ați pregătit pentru nebunii care o să vină să zică că păcănele nu sunt ok. Nebunii ăia, bolnavi ăia, psihic. Ăia-s nebun, domnule. Ăia, că știi că, și știu că așa vorbesc, că am fost la 15.000 de corporații de-astea. Și știu exact că așa vorbesc. Bolnavi ăia la cap cu... Dar ce are, domne? Dar care e, domnule, diferența între păcănele și țigări? Ha? Care e, domnule, diferența între păcănele și țigări, zic ei? Îi aud, îi știu. Plus că mi-au zis deja niște oameni care lucrează prin companiile astea de cum se discută despre noi, despre declic, despre etică. O, ești bolnav, domnule. Ei, n-au ce face. N-au ce face, ea, sunt bolnavi. De ce nu fac la fel și la țigări? Da, tare. Hai să ne uităm pe YouTube să vedem zi. Podcastul Lucky Ladies Mode On. 12 întrebări cu Ramona Olaru și Giulia Anghelescu.
Tu ai jucat vreodată la casino? Da, corect, și nu sunt primele. Corect. Asta nu este o idee originală, pentru că deja exista sloturi pe tocuri.ro. Morți. Bine ai venit pe sloturi pe tocuri.ro, noua ta sursă de... Bă, o foame! Am negociat oferte incredibile fără depunere... Deci ei au negociat pentru tine. Oferte incredibile fără depunere sau rulaj la cele mai cunoscute cazinouri legale în România. Sloturi pe tocuri. Îngrijire Hortensie 2024, ghid de plantare și întreținere. Bă, voi înțelegeți că își fac... Deci ăștia își fac SEO. Ăștia își fac SEO cu articole gen de femei. Îngrijire Hortensie 2024, sloturi pe tocuri.ro. Top plante cățărătoare 2024. Iedera. Floare uscătoare Clematis. Cele mai bune seriale românești 2024. Clanul. Groapa. Băi, voi înțelegeți? Idei de cadouri pentru iubită 2024, sloturi pe tocuri. Ce înseamnă când visezi aur în 2024? Deci, odată Betano, că nu e originală ideea, dar hai să vedem totuși ce s-a produs aici. Chiar tu ai jucat vreodată la casino? A, te-ai jucat de treabă? Da, păi că... A, joacă și păcănele live, let's go! Nu cred! Ți-am spus de atâtea ori, lasă-mă în pace, nu-mi face rău. Când distracția se activează, rămână... Giulia nu știe că vin păcănele la ea acasă, e surpriză. Când distracția se activează, rămână, te vizitează. Da, da, intră! Bună, Doamne, ziua! Nu știu, te-am speriat? Ce faci? Bine! A speriat-o un pic. I-a zis intră și a speriat-o un pic. Doamne, dar ce repede ai ajuns! Giulia, a badass lucky lady. Păi ți-am dat locația acum câteva minute, te-ai teleportat? Am puțină magie în suflet și când e nevoie mă... Mi se pare foarte... Dorobesc. Mi se pare foarte ciudat că n-ai venit singură. N-am venit singură pentru că avem multe lucruri de aflat. Pun această rochie superbă cu Cristina aici. Bine, poftiți! Poți să stau pe partea asta? Stai unde vrei tu, care-i profilul tău mai bun? Spune-mi dacă te servesc cu puțină apă, o cafea? Apă rece. Apă rece, bine. Apă rece, pentru... Bă, vrei să vă mai zic ceva? Că, uite că, apropo de cât de dezavantajos e să faci reclamă la păcănele în anul Domnului, vreau să vă zic că pe lângă că am auzit de persoane care au făcut exact același lucru și de agenții care au făcut exact același lucru, am făcut și eu exact același lucru. Sunt foarte mulți, nu sunt foarte mulți, dar gen, există persoane publice în această țară asociate cu păcănelele care li s-a luat bani de la gură de la mine personal. Și nu doar de la mine, de la mai multe agenții din București, de la mai multe persoane publice din București care nu au refuzat la alte branduri care n-au legătură cu păcănelele să se asocieze cu persoanele alea. Dar să zicem că a venit brandul Cola, din nou dau exemplu, deci nu e nimic veridic, Cola exemplu. A venit brandul Cola și a zis: bun, vrem o campanie cu Silviu Fire Faianțar, ăla și ăla. Și Silviu Fire Faianțar a zis: nu, eu nu fac campanie cu Cola, dacă trebuie să fac campanie și cu ăla, pentru că ăla a făcut reclamă la Superbet. Și Cola de multe ori o să aibă de ales. Iei păcănistul sau îl iei pe Silviu Fire Faianțar sau oricine altcineva. Și de multe ori s-a întâmplat să-l fie lăsat păcănistul pe din afară. Și chestia asta, repet, nu s-a întâmplat doar din partea mea, s-a întâmplat din partea a agenției întregi, da? Vorbind de sute de persoane, agenții de cu zeci, sute de angajați, care se pun de acord să nu mai dea contracte de publicitate la păcăniști. Și asta mi se pare de funny, că tu pierzi bani. Tu pierzi bani făcând reclamă la păcănele. Sure, faci niște bani acum. Îți iei mașina acum din banii pe care îi faci, da? Îți iei un apartament în Dristor din banii pe care îi faci pe reclamele astea de căcat. Sure. Mai faci peste
2 ani? Mai faci peste un an? Da, efectiv le-am făcut cheie. Comunitatea de oameni antipăcăniști literalmente le-a făcut cheie la păcăniști și o să continuăm să le facem cheie. Pentru fetele mișto, bă, chiar vreau să spun de ce am venit în vizită la tine. Chiar vreau să știu. Că eu ți-am zis. Ia uite, eram pe... Da, da, și asta, asta zic că e destul de răspândită chestia asta și mă fascinează că oamenii ăștia nu știu și nu realizează. Că adică că ar trebui să pui la banii pe care ți-i dau ăștia, ar trebui să pui sporul de... Pe lângă sporul de rușine care există, ar trebui să pui și sporul faptului că nu te mai angajează jumate din companiile de pe piață. Uite, zice cineva, eram pe set la filmarea unei reclame cu un stand-upper care a refuzat să spună cuvântul noroc, nu avea legătură cu păcănelile reclama și a zis că nu vrea, că, pentru că nu vrea să se asocieze. Știți că vin în vizită să stăm de vorbă, dar nu ți-am zis și motivul. Dar sunt foarte curioasă. Vreau să cunosc cele mai puternice femei și să creez o comunitate perfect cu aceste toate femei puternice, pe care să o numim Lucky Ladies. Perfect, ai venit unde trebuie, m-ai și prins la birou, nu am reușit să plec încă spre casă. Asta era următorul lucru pe care voiam să-l spun. Cum să pleci, Giulia, spre casă? Că aveai filmare cu Betano. Cum ai fi plecat spre casă? Într-adevăr, la tine m-am gândit ca fiind una din cele mai inspiraționale femei. Mulțumesc. O femeie care a crescut într-un mod incredibil pe toate planurile. Mulțumesc. Badass. Așa, mi se zice. Exact. Și chiar am vrut neapărat să stăm de vorbă, să vadă și oamenii de acasă că ăsta a fost scopul principal. Când am spus că vreau să cunosc femei puternice, am vrut să transmit acest mesaj. De la minutul 2 și nu, efectiv nu s-a întâmplat nimic. Doar ni se zice în continuu despre femei puternice. Au normă de zis femei puternice în acest video. Băi, și again, adică că, da să zic că n-am nimic personal. Mi-era foarte simpatică Giulia, m-am uitat la America Express. Mi-era foarte simpatică Giulia. Da. Mesaj și oamenilor de acasă și să vă cunoască mai mult față decât apărem noi la televizor, pe net sau iată pe scenă, cum exact mai vorbeam, de fiecare dată se întâmplă lucrul ăsta, să fim, nu știu, să avem o etichetă și să zicem, asta e așa, asta e așa și așa mai departe. Să ne ducem mult, mult mai... Au făcut cut, că nu se zicea nimic. A trebuit să facă cut, că efectiv nu se ajungea nicăieri. Înapoi, cum te-ai simțit în momentul în care ai ajuns pentru prima dată să realizezi cât de celebră ești? Să știi că nu mi-am dat seama chiar în momentul în care nu mi-am dat seama cât de mare. Bă, Ramona, bă, Ramona are un cadou pentru Giulia. Nu. Zice ceva. Nu, mă împinge ceva aici în buzunar. Cum să zic eu ție, că eu de obicei când ajung la cineva acasă, nu ajung cu mâna goală. Oh, și vrei să mă ceri? Oh my god, 50 de rotiri gratuite? Eu n-am știut că, adică mă îmbrăcam și eu mai frumos, te așteptam, nu știu, cu flori, cu ce... Bă, i-a luat un pepene acolo. Are 50 de gotii gratuite acolo, dă-te-mi vreo. Am creat o serie de bijuterii speciale. Nu. Așa. Nu. Pentru ceea ce îți spuneam mai devreme. Nu, nu. Pentru acest proiect nou, această comunitate de femei puternice... A dus în focusul ăla... ...este pentru tine, este cadoul mulțumesc special creat pentru tine... Bijuteria păcănistă, chat. Bijuteria rușinii. Poartă această bijuterie, Giulia, să știe toată lumea. Că numai cu gol. Este o invitație să activăm împreună modul de distracție Lucky Ladies, pentru că noi suntem responsabile. Mi se pare foarte tare și, în primul rând, e o bijuterie absolut superbă. Este un pin, da, este special făcut pentru noi, femeile puternice, din această chestie pe care o creăm noi acum. Și am să te rog dacă poți să ți-o și pui în piept, înseamnă că suntem on tot timpul. Okay. Dacă ai observat, asta înseamnă semnul acesta, stai că îmi căzuse mie. Tot timpul suntem deschise la distracție, la distracție cu mare responsabilitate. Cu acest pin... Doamne, cum trebuie să bagi și astea cu suntem responsabili. Guys, suntem responsabili, guys. Ramona, de ce nu faci reclamă la țigări și te zici la oameni să fumeze responsabil? Tare curios sunt. De ce nu faci reclamă la țigări și le zici să fumeze responsabil? Bă! Bă! Doru instalatorul cu 1000 de euro și ne zice pentru toți copilași 1000 de rotiri. Mulțumim, omule, să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate. Holy fuck.
Mulțumim! În această legătură, între cadou. Noi, dacă vrei, noi toate femeile puternice, Lucky Ladies, și vreau să ne adunăm toate la un loc. Chiar tu ai jucat vreodată? Băi, de câte ori a zis chestia asta? Băi, producția, de câte ori a zis? E literalmente a 8-a oară când a zis despre comunitatea care se adună și... Ce asta? Să reclame de tip anii 60? Cumpără! Femei puternice! Ladies, și vreau să ne adunăm toate la un loc. Chiar tu ai jucat vreodată la casino? Vrei să zic sincer? Vreau să fii sinceră, da. Nu. I just know, I know for a fact că a fost o discuție. A fost o discuție faptul că Julia a zis: bă, eu n-am jucat niciodată la casino, eu nu vreau să zic că am jucat la casino. Da, Julia, dar tu înțelegi că noi suntem cu păcănelele, adică nu poți să zici că n-ai jucat niciodată la păcănele, gen... E exact ce am zis mai devreme. Cum faci reclamă la țigări cu cineva care nu fumează, știi? Și Julia a zis: bă, eu nu, adică eu nu vreau să mint, eu vreau să zic că n-am jucat niciodată, că na, asta e adevărul. Da, mă, Julia, dar... Haideți, guys, convingeți-o un pic pe Julia, vă rog eu, să se ducă totuși repede într-un casino, să bage, să dea o gheară, ca să poată să zică și ea că a jucat. Vrei să zic sincer? Vreau să fii sinceră, da. Nu. Pentru că atunci când, sau dacă am ajuns vreodată într-un casino, a fost pentru că trebuia să cânt și nu, n-am jucat. Eu joc alte jocuri din astea, de societate, acasă. Și ai vrea să joci, să încerci? Eu cred că sunt... absolut convinsă că e ceva acolo. Ai spus mai devreme. Doamne, că... ai vrea să joci, să încerci. Măi, se simte de parcă... Doamne, iartă. Măi, zici că a venit dragonul AK-47 la un fan de 15 ani și zice: bă, ție îți place să cânti așa muzica mea? Zice: îmi bag chetamină. Și zice: da. Dar ți-ai băgat vreodată chetamină? Copilul zice: nu. Păi, și nu vrei să încerci? Păi e literalmente un dealer. Holy fuck! Eu cred că sunt absolut convinsă că e ceva acolo. Ai spus mai devreme că ești super norocoasă. Sunt super norocoasă, îmi plac provocările și sunt responsabilă. Deci eu zic că am toate... Deci vrei să încerci. Am toate calitățile. Ești deschisă cu mine. Da. Fii atentă, pentru asta am, că de-aia mi-am pregătit și tableta, am niște întrebări pentru tine. Ok, sunt grele. Că nu plecăm așa... O să ai 18 ani? Asta e prima întrebare foarte importantă pentru păcăniști. Știi tu dacă sunt bine. Grele? Simplu îmi răspuns, nu stai mult la discuții, bine. Pentru că apoi vom fi făcut o listă. Vacanțe în oraș sau în sălbăticie? Ce legătură are asta cu faptul dacă a băgat sau nu la casino? Western sau horror? Western. Vinzi tot aurul din casă sau nu bagi la păcănele? Muzică pop sau rock? Eu casino. Suntem acasă. Acestea aș vrea uneori să călătoresc în timp, dar cred că cel mai mult mi-aș dori să pot să mă teleportez, ca să ajung dintr-un loc în altul mult mai repede decât o fac în viața de zi cu zi. Da, și prin răspunsurile acestea ți-ai făcut o listă de favorite în Betano Casino și asta înseamnă că va trebui apoi să alegi un joc să ne distrăm responsabil. Dar m-ajut tu, că eu nu știu. Te ajut eu? Păi de-aia sunt. Dar hai să ne mutăm acolo la masă, vrei? Responsabilă și cu distracție și cu tot, cu tine. Da, te ajut cu apa. Și apa. Să te simți ca la tine acasă, chiar dacă nu suntem acasă la mine, sunt de la birou. Man, ăsta e podcastul. Hai, frate, ia și tu, fum, ce se poate întâmpla, frate? Suntem aici, ne distrăm, relaxează-te. Efect. Da, nu-i problema, te-ai creat un spațiu frumos aici. Exact, mulțumesc. Deci ți-am făcut lista cu jocurile ce favorite, lista? Cu sloturile favorite. Păi ți-ai ales singură din ce ai răspuns la întrebări, cu siguranță. Și evident am intrat în contul meu. Intrăm la protecția jucătorului. Trebuie să știu un lucru foarte important, că aici ne putem seta o limită, o sumă limită pe care să o jucăm. Pe zi, pe săptămână sau pe lună. Ceea ce înseamnă că... Și dacă mi-ating suma limită, nu mă mai lăsa să bag, nu? Dacă mi-ating suma limită, Betano zice: băi, gata! Băi, gata, nu ne mai da bani! Băi, nu ne mai da bani, te rog frumos! Deci încetează! Doamne, băi, dar e gen tipologie marketing America anii 60, man! Cine pune botul la zdrențăraia asta de... Cine pune botul la așa ceva? Deci în România nu poți să te autoexcluzi de la casino. Deci în România nu poți să te auto-excluzi de la casino.
Adică că în sensul că autoexcluderea e o glumă. Și că toate casele de pariuri și de păcănele încep să-ți dea mail-uri după 2, 3, 5, 7 luni. Zic, hei, te-ai răzgândit cumva? Hei, autoexclusule, nu vrei să mai bagi un pic? Este un mod de distracție, aici de relaxare pentru noi. Așa, acum jucăm pe... De distracție responsabilă. Exact, așa, asta, clar. Și acum jucăm și pe contul tău? Și acum intru eu, da, intru pe contul meu. Ca să pare, și asta, și vândutul ăsta al ideii că e gen distracție. E gen, tu te distrezi. Ce este distractiv în a apăsa tasta space și a se învârti zi, niște dale? Ce e distractiv în chestia asta? Uite, e distractiv, uite, dacă zici de, nu știu, pariurile sportive, acolo poți să înțeleg că e o tipologie de distracție. Că tu mai ai cu unul care e băgat la pariuri, vă înjurați între voi, tu ai pus că să dau 3 goluri, te enervezi la meci, să dau 3 goluri, te bucuri. Să zici ce e la nivel de clasa a doua distracție. Dar să zicem, ce distracție în a se învârti, în a se învârti niște sloturi? Vreau să știu care e distracția exact. Cum ne distrăm? Ne distrăm cum ne distrăm și când fumăm țigări, de exemplu. Sau cum ne distrăm exact? Faptul că activăm senzorii din creier care ne dau dependența, aia e distracția? Că senzorii aia se simt bine pentru 2,5 secunde și până devenim dependenți? Aia e distracția? Ne distrăm. E distracție să bagi la păcănele. Doamne, ce-mi place să bag la păcănele. Mă super distrez. Când ați auzit, vă rog frumos. Adică dacă credeți că exagerez cu chestia asta. Giulia și Ramona Olaru. Mergeți, vorbiți, vă rog frumos cu orice om de pe lumea asta care bagă la păcănele și întrebați-l dacă s-a distrat vreodată băgând la păcănele. Faceți acest experiment. Mergeți și întrebați orice om din lume și întrebați-l dacă s-a... Orice om din lume care bagă la păcănele, să ne zică dacă s-a distrat sau nu vreodată la păcănele. Tare curios în care e răspunsul. Tare, pare că voi nu știți răspunsul. Voi ați primit ofertă de la Betan, zic, bă, nu știu, habar n-am care e răspunsul. Tare curios sunt dacă... Zi. Dacă o să zică vreun om pe lumea asta care bagă la... Bă, eu mă distrez. Da, frate, o distracție. Îmi place. Pentru cine nu știe, adică pentru cine n-a vorbit vreodată cu un om dependent de păcănele și alte căcaturi, toți jucătorii sunt căcamași în ele, să facă boală, să dea faliment, să te închidă cazinou. Bă, toți! Pentru că toți pierd o cărcă de bani, își realizează conștient sau nu dependența și le provoacă nervi. E ca la fumat. Da, când ai un om care fumează, părintele tău de fumează. Fumează în fiecare zi și totul zice că ca mașinile de țigări. Tu le-ai în gură de țigări. Și totuși fumează. E exact ce aș căcat. Te învăț că după aceea vedem noi cum funcționează. Limită de rulaj 100. Gata, pentru început. Sunt și eu la început. Adică. Așa? Și simplu. Salvăm modificările și dăm drumul la joacă. Perfect, abia aștept. Hai da. Sunt foarte curioasă. Ce au? Ce că m-am și speriat. Ai aici 5 variante. Deci Lara Croft, pisicuțe, Guns N' Roses și da, Lara Croft. Adică să joc. Și-a plecat. Eu nu știu să joc. Da. Betanu are parteneria cu Lara Croft, by the way. La, nu știu de ce. Păi da, ne-am adunat aici. Perfect. Asta. Aici ce... Uite ce frumos apare. Am zis. Fac. Păi agăta, ține și nouă. Continuă, frumos. Ios. Da, ce grafică drăguță. Da. Pasări. Pa. Am plecat. Vezi ce frumos cad? Și? Vezi ce aici am pus 5 lei. Doamne, îl vreau pe stresul în asta. Vreau, bă, ăștia la beton, luați-l pe stresul la următoarea vizită Lucky Ladies. Vă rog eu frumos, am nevoie de chestia asta. Vezi că aici am pus 5 lei în pariu și tu trebuie să dai aici. Așa. Sau aici. Băi, și să nu, deci dacă bagă, deci dau pumn la monitor dacă și câștigă bani. Deci dacă ne zic că am și câștigat bani, dau pumn la monitor. Nu, aici. Ia de și tu, deci tu. Ia, că poate chiar am noroc, că la tine văd că n-am mers. Nu să n-ai noroc, ba normal că ai noroc.
făcut ei. Mamă, la mine e mai lung. De bă, asta, am câștigat un leu 53. Bravo! Dar vezi că mie îmi place foarte mult... Stai, mamă, din 5 lei a făcut 3. Din 5 lei a făcut 3. Păi dacă băgai 100 de milioane, dacă vindeai tot aurul din casă și băgai 100 de milioane, făceai 700 de milioane. Da, e că a pus doar 5 lei. Ei, eu, vezi? Ți-am zis că îți place. Doamne, ce distractiv e, da. Am mai câștigat un pic. Normal. De uite ce mișto. Sunt exact sunetele din... Din Lara Croft? Da, da, nu vezi? Foarte tare. Da, din film. Faimosul film Lara Croft. Faimosul film recent Lara Croft. Ia uite, e Angelina Jolie care bagă la păcănele alături de mine. Din faimosul film Lara Croft. Nu știu ce am făcut. Hai să alegem altul. Vrei să mai alegem și altul? Să mai alegem și altul din asta? Pisici. Pisici. Pisicuțele? Hai pisicuțe, nu? Da, una. Una? Una și doi căței. Mici, ca două pisicuțe, că-s doi Yorkshire. Și se înțeleg bine? Da, păi pisica oricum e șefa. Ale mele sunt foarte cuminți pisicile, da. Și sunt... Și sunt atât de cuminți că am și șoareci și... Ai șoareci în casă? Și și în chilă. Hamster. Hamster. Ah, hamster, m-am am murit. Pârși african pitici. Pârși? Manci, da. Ok. Hai să vedem cu pisicuțele! Uite ce frumoase sunt toate! Ce trebuie să unde trebuie să apăsăm? A, pe aici! A, ah, ok. Și pleacă! Ia, ce frumos a făcut! Ia! Ce zice? La mine nu zice nimic. Lasă că zice la mine. Ramona știe și jocul ăsta. Uite, și... Cats! Ce-am câștigat până acum? Catul ăla. Catul ăla. Ramona știe și jocul ăsta. Uite, și... De fapt nu era nimică. A trebuit să dea cat. Ce-am câștigat până acum? Unde arată că am câștigat? Ok. Eu, mesaj de serviciu. A fost... Gata? Le-a căzut ăla. Ia e păcăneaua fake ca să câștige și fetele. Le-a căzut softul. Eu, mesaj de serviciu. A fost... Ia uite, un mesaj de serviciu. Am și lăsat. Gata? Ce înseamnă? Nu. Vezi, ne-au pus o limită de joacă. A, și s-a gata. Oprit. A, s-a oprit. Păi și de ce pare că încă mai pot să mai dau dacă s-a oprit? Cum... De ce pare că mai pot să mai dau dacă s-a oprit? Stai curios! S-a oprit, gen, ți-a dat o notificare, vezi că ai depășit suma X și tu poți să continui să bagi. Asta înseamnă că s-a oprit? Că pare că încă mai poți să mai apeși pe ăsta. Păi asta înseamnă, pentru că aici este o chestie de relaxare. De distracție și... de responsabilitate. Okay, perfect. Tare, nu? Da, mi se pare foarte tare că te acum, uite, vezi cum îți dă... Vezi cum da. E o chestie de relaxare și de responsabilitate. Doamne, tupeu, man. De asta e... Lucky Ladies Mode On. Activează distracția din casino cu selecția de sloturi din categoria specială. Hai să-ți arăt puțin pe aici. Eu vreau să văd. Că dacă tot ai venit, ne-am și jucat, ne-am distrat, ne-am relaxat, dar acum hai să-ți arăt puțin. iPad-ul ăla din 2002. N-a avut producția un iPad ăsta mai nou? N-aveți destui bani de la Betano? Scuze, da. Faci reclamă la Betano cu iPhone, cu iPad 1 sau cât căcat e ăla? Pe aici, unde te duci? Hai, sus. Așa. Ei, ok, dar tu mă iei cu vorba să-mi arăți pe aici, pe la tine, ca să mai pun eu întrebări. De eu vreau să-ți pun întrebări. Că eu sunt foarte deschisă, sunt ca o carte deschisă. Da, chiar vreau să aflu lucruri pe care le vor ale ști și urmăritorii tăi și urmăritori de-ai mei și multă lume, iată, de pe internet. Poți să stau pe canapă? Da, te rog, este foarte confortabil. Vezi să nu cumva să te ia sub că e foarte confortabil. E mișto, îmi place. Hai că am zis că spun întrebări, că m-ai luat cu vrăjeală să-mi arăți pe aici, pe la tine. Da, dar e frumos, nu? Adică... De fapt, ăsta este și scopul, să-ți intru în viață, în birou. Așa. Și să aflu lucruri. 5K în 6 zile, by the way. Hai să vedem ce vor să știe oamenii despre tine. Ia să vedem. În primul și în primul rând. Pentru... Unde au trimis oamenii întrebări pentru Giulia la Betano? Ne-am și legat de acest cuvânt și te descrie extraordinar de mult și tu pui întrebările acestea tuturor femeilor pe care le ai la podcast. Așa. Simplu și la obiect.
Ce înseamnă pentru tine să fii badass? O femeie care e bine cu ea însăși în viața ei. Și poate și... orice. E, da, cred că oricum sunt super fană. Așa, aveai dacă n-aveai codițe, spune. Ține puțin aici. Da, cum să rup? Hai, asta că... Ține puțin la da, da, da. Yeah, ți-am spus de atâtea ori, lasă-mă în pace, nu-mi face rău, nu-mi face rău. Așa? Yeah, continuă, continuă. Ți-am spus de atâtea ori. Eu vă zic că nu, nu, e, e ok. Da. O femeie puternică da. Înseamnă să, să știe să se și distreze și să uneori să fie mai copiloroasă. Fii atentă, pentru că mi-ai dat device-ul tău. Așa. Fii atentă că o să te iau și eu pe tine un pic la întrebări, dacă tot... Ce înseamnă pentru tine o Lucky Lady? Mergi pe ce înseamnă Lucky Lady pentru mine? Acum, serios vorbind, am să-ți răspund la toate întrebările. Poți să stau aici? Da, îmi place. Să stăm pe loc. Am făcut un program fix în viața mea. Așa. Acela de a mă trezi dimineața la 5:30, iată. Și mă simt norocoasă că sunt în primul rând parte din echipa aia și pentru că viața mea a ajuns atât de organizată datorită lor. Eu știu că tu te distrezi foarte mult. Cum mă distrezi? Place ce să răspund de tip, trebuie să mă duc și eu la muncă și de-aia trebuie să mă trezi la 5:30. Cum îți place cel mai mult să te distrezi? Băi, îmi place foarte mult să mă relaxez seara băgând la păcănele. Mult. Cum mă distrezi? Cum îți place cel mai mult să te distrezi? Am descoperit un lucru foarte mișto și anume vinerea seara de fiecare dată. Am două, uneori trei prietene. Așa. Cu care îmi... Dăm gheară. Place foarte mult să văd locuri noi. Să descoperiți. Fiecare vineri noi vrem să mergem într-un loc nou, într-un restaurant nou, într-un loc de evenimente nou. Mi se pare foarte tare. Da, sau să facem o activitate pe care n-am făcut-o niciodată până în momentul de față. Foarte tare. Și când, când ai chef așa de o relaxare totală, cum îți place să te relaxezi? Ai putea crede că mă duc la masaj. La masaj, nu? Nu. Nu mă duc la masaj, fac box de câteva luni. Faci box. Da. Nu, glumești. Nu glumesc. E aproape asta cu boxul. Ce-mi-așa? Poți să dai și cu pumnul în aparat. Stați oameni care dau cu pumnul în aparat de negri. De câteva luni mă duc la box, într-adevăr. Iată că m-a pus pe mine, spun întrebările astea. Așa, dar acum trebuie să răspunzi, n-ai ce să faci. N-am făcut niciodată sport în viața mea și am zis, trebuie să mă apuc să fac ceva. Nu știam câte beneficii. De la cap, oricum toate... Toate pleacă de acolo. Exact. Deci m-ai invitat la tine la podcast. Da. M-ai invitat la karaoke. Exact. Poate la masă mă inviți odată. Tu, păi mi-ai dat... Ești femeie puternică, exact. Faci parte acum din Lucky Ladies, din comunitatea noastră nouă. Am dat drumul la distracție responsabilă. Asta este acum, suntem o trupă și o să formăm o trupă și mai mare. Îți mulțumesc pentru... Doamne, dar cum nu li se străpezește pielea de cringe zicând căcaturile astea? Cum n-ai urticarie pe spate să zici chestiile astea? Cum nu ți se activează, nu știu... ceva boală de piele, nu știu. Îți mulțumesc că mi-ai răspuns la toate întrebările. Vreau pe viitor să ne mai vedem în astfel de conjuncturi și poate ne mai întâlnim și în alte conjuncturi. Exact. Da. Mulțumesc și eu că ai trecut pe la mine și că m-am trezit cu tine la ușă într-un... Că mi-a acceptat din exact. Bă, da, tropul ăsta cu bătutul la ușă, nu știe încă... Există vreun om pe lumea asta care mai pune botul că Giulia era singur? Adică, sau de ce îl facem? Că adică, ok, înțeleg în scop comedic. Nici nu știam că ești aici. Cu siguranță n-am la valiera pusă. Dar gen, când vorbești pe bune, cum pare că vorbesc fetele, cine mai pune botul? Bunica mea, gen, nu pune botul la asta. Cine mai pune botul? La mine și când m-am trezit cu tine la ușă într-un... Și că mi-a acceptat imediat invitația. Exact. M-am trezit cu tine la ușă. Și a zis și mai devreme, ce m-am speriat că ai bătut la ușă. Invitația, deschiderea, de fapt. Și acum mă duc să mă văd cu alte doamne puternice. Perfect. Acelea cu care descoper eu lucruri noi. Hai că... Deci tu te duci cu fetele, eu mă duc la... Hai gata, auzi, vii tu după mine după aia. Nu mai mă conduce că mă descurc singura. Haide!
Ai. Predicții cine o să mai vină? Eu zic Carmen Iohannis. Licitație pentru contul Călin Donca Tronca Tronca. Corect. Valin, ești de acord să facem o licitație pentru contul Călin Donca Tronca @gmail.com? Păreri? La 20.000? Ăsta e premiul pe seara asta. Când ajungem la 20.000 de euro, se dă contul Călin Donca Tronca @gmail.com. Scurt pe 2 pentru cine a ajuns mai târziu. Strângem bani pentru Asociația Blondie. Adelina este fondatoarea Asociației Blondie. Blondie este băiețelul pe care l-a adoptat Adelina. Băiețel care a avut probleme grave de sănătate la naștere, complicat. Nu vreau să intru eu în poveste, că nu e povestea mea de zis, dar ideea e că Adelina la Blondie a supraviețuit nașterii și problemelor de la naștere. Adelina l-a adoptat. Din păcate, Blondie s-a stins la vârsta destul de fragilă, nu mai țin minte exact vârsta, aproximativ 10. Și de aici numele asociației, Asociația Blondie, asta era porecla lui. Prin care Adelina și-a dedicat viața, vă zic că am cunoscut-o pe Adelina, și-a dedicat viața acestei asociații ca să facă tot posibilul ca copii precum Blondie să poată să supraviețuiască unei naștere cu probleme, da, vorbim de tot felul de boli, în general sunt boli de inimă, dar nu numai. Și da, practic sunt foarte mulți copii care se nasc cu probleme. Spitalele din România nu pot să-i trateze, ba din cauza tehnologiei, ba din cauza lipsei de experți, deși am vorbit cu domnul doctor care colaborează cu Blondie și merge cu ei des în zboruri, că avem niște experți, avem niște tehnologie, dar nu destulă pentru cât de mulți copii cu probleme se nasc. Și asta face Blondie. Blondie folosește ambulanțe aeriene, folosește avioane ca să transporte copii cu probleme în regim de urgență la spitale din Europa care îi pot trata. De cele mai multe ori, și am fost și eu într-un astfel de zbor, se merge la Milano, la spitalul, nu mai simt de cum se numește, dar e în Bergamo. Acolo este un spital de ăsta de, da, domnul doctor Cârstoveanu, da. La spitalul din Bergamo e un centru de ăsta, unul dintre cele mai bune global pentru tratarea unor astfel de probleme cum au copiii. Am mai strâns bani pentru Blondie și în trecut și ați contribuit și voi la avionul pe care Blondie este foarte aproape să-l cumpere. Au banii pentru a-l cumpăra, ei în continuare fac zboruri cu Tarom, da, practic închiriază o dita mai aeronava și zboară cu ea cu 1, 2, 5 câți copii este nevoie pentru un zbor. Se apropie de zborul 200, sunt la zborul 886-7, ceva la modul. San Donato, mulțumesc, San Donato e spitalul din Bergamo. Da, sunt pe cale să-și iau un avion, au reușit să strângă banii și ați reușit și voi să strângeți pentru ei banii pentru un avion. Urmează să-l cumpere, sunt avioane speciale, micuțe pentru, micuțe în sensul celor pe care le vedeți la bogătani, private. Și sunt avioane care pot fi făcute ambulanță medicală, ambulanță aeronautică, nu mai știu cum îi zice, nu mai vine la limbă. Ambulanță în aer, nene. Uite așa arată. Ai tărgi, ai incubator pentru copilași foarte mici, ai nevoie de spațiu pentru personalul medical, așa arată de sus, câteva locuri pentru personalul medical, pentru targă, pentru incubator, o toaletă mică, cam asta e. Costă extrem de mult un avion de genul, nu mai știu exact, adică măi, că n-au cumpărat încă, dar nu mai știu care e suma de rangul, nu mai știu, dar peste $1,000,000 lejer, sigur. Da, iar noi acum strângem bani pentru dotarea cu echipament medical a avionului, pentru că echipamentul medical dintr-un avion de genul, ca să
poate să fie într-un avion de genul, costă extrem, extrem de mult. De exemplu, un simplu incubator, cum este acesta din poză, cum este acesta din poză pentru un copilaj mic, costă 90.000 de euro. Oamenii de la Blondie au estimat că dotarea avionului o să-i coste undeva la 500.000-600.000 de euro. Tot avionul, ca să-l transforme în ambulanță medicală din avion de pasageri. Da, cam asta ar fi de zis. Pentru dumnealor strângem bani. Nu e prima oară când o facem. Am uitat și o să donez. O voi face chiar acum. Poți, te rog, să detaliezi cum se poate dona la Blondie ca persoană juridică? Sigur că da, prieten drag. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul Asociației Blondie. Intri pe site-ul Asociației Blondie. Oh my god, au cursor avion. Ok. Ok. Uite, intri aici la donează. Asociația Blondie.ro/donează. Îți dau eu link-ul. Și uite aici jos, cum să donezi ca persoană fizică, poți să redirecționezi 3,5% din impozitul pe anul 2024 sau ca persoană juridică. Pentru cine nu știe, oricine are o firmă, o parte, nu mai știu exact cât, din impozitul pe care îl plătești la stat, poate să fie redirecționat către, cred, trebuie să vă joci contabilul, dar e o metodă prin care cred că chiar puteți să și fiți scutiți de taxe dacă donați la o asociație. Gen banii pe care îi donați, nu știu. Mi-a explicat toată contabilul, n-am reținut. Da, deci există un contract de sponsorizare pe care îl faci cu orice ONG. Deci bună ziua, dragă ONG, poftim, eu te sponsorizez cu X. Uneori, dacă aveți un troc, de uneori în contract de sponsorizare se menționează, în schimb o anul știu ce, de exemplu, bine, majoritatea ONG-urilor când fac ce în contract de sponsorizare, unii dintre ei îmi zic ok, eu de banii ăștia pot să vă ofer vizibilitate la noi pe site, și zic, nu, e ok, doamne, iartă-mă. Dar gen așa se întâmplă de obicei, dacă vine o companie, da, care vrea să dea 10.000 de euro la un ONG, compania primește la schimb, mulțumim compania Xulescu că ne-ați donat 10.000 de euro sau whatever, ce să mai faci. Deci asta e un contract de sponsorizare, nu trebuie să primești nimic la schimb, descarci contractul de sponsorizare, cu asta fac și eu cu contract de sponsorizare, e suma acolo și tu practic te ții de contract și donezi suma pe care o dorești din contul firmei tale. Uite, îl trimiți la o adresă, îl trimiți pe mail sau în format fizic cum dorești, în Popești Lerodeni, îmi place un Popești Lerodeni. Și pentru cine nu vrea să doneze aici pe stream sau nu poate din știu eu ce motiv, puteți desigur să donați direct pe site la Asociația Blondie, puteți chiar prin Revolut, prin PayPal, prin transfer bancar sau direct prin Galantom. Iată. Faci o donație lunară, faci o donație unică, cum dorești, simplu ca bună ziua, donezi. Mai aveam niște știri înainte. Rapid niște gura presei. Rapid. Că sunt fani. Sunt fani. Sunt selectate de Teodora și chiar sunt fani. Susținătorii lui Mircea Joana au vrut să o aducă pe Laura Codruța Chiove și la un eveniment de campanie în București. Șefa pachetului european a declinat invitația pe surse. Mircea Joana be like, Codruța Chiove și hai și la mine să pară că mă ia lumea în serios, să candidez și eu, să mai mănânce și stomacul meu o pâine. Nu. N-aș fi citit știrea asta dacă nu era următoarea. Studenții din Constanța invitați pe grupurile de WhatsApp la lansarea cărții lui Mircea Joană și o pizza cu secretarul general adjunct al NATO. Universitatea nu este implicată. O invitație adresată studenților de la Universitatea Ovidius din Constanța la lansarea cărții adjunctului NATO Mircea Joană și apoi la o pizza circulă pe grupurile de WhatsApp ale acestora conform surselor G4 Media și Info Sud-Est. Reporterii au consultat mesajele primite de unii studenți care arătau astfel: bună! Scuze de deranj. Voiam să te întreb dacă ai dori să participi la lansarea de carte a domnului Mircea Joană, secretarul adjunct NATO, sâmbătă, fără virgule, desigur, sâmbătă 16 martie la ora 11, iar după vom merge împreună cu dumnealui la o pizzerie. Dacă dorești, mai poți aduce din prieteni, ar fi super.
Băi, frățioare, secretarul adjunct NATO trebuie să dea pizza la studenți. Efectiv, bătrânelul de care ți-ai zis să te ferești. Straight the fuck up. Asociația România Renaște și Editura Litera vă invită la lansarea cărții Bătălia pentru viitorul României, gândurile unui român la vârful NATO. Da, la vârful NATO. Da, ce îmi place asta. Bă, vreau să fac, există un jurnalist, poate există și sunt eu nebun. Poate există și sunt eu nebun și s-a scris și eu n-am văzut. Bă, dar se poate cineva să scoată la iveală cum ăsta șterge pe hol la NATO? Că nu mai pot. Poate cineva să scoată la iveală într-un final cum ăsta de fapt dă cu mătura pe la NATO și n-are niciun post care să conteze? Băi, am intrat pe site-ul NATO și am căutat împreună, e menționat de două ori în trei ani, Mircea Joana, al doilea om din NATO, cum îi se mai spune. Secretarul adjunct al... Ăsta dă cu mă, păi, efectiv au dat și lui o sinecură ca să scape de el la NATO. Ia, Mircio, du-te, bea și tu o cafea la NATO, să nu zici că nu ți-am oferit nimica după ce ai pierdut la alegeri. Conversația va fi moderată de Cristian Onețiu, virgulă, antreprenor. Coțcar la coțcar trage, știi cum e. Da, tare, frumos, șmecher. Protestatarii AUR s-au luat la bătaie cu jandarmii la Romexpo, unde are loc congresul PPE. Pentru cine știe, PPE este Partidul European din cadrul Parlamentului European. Fiecare partid național, cum e PSD, PNL, whatever, după ce câștigă la alegerile europarlamentare, ajunge în Parlamentul European. În Parlamentul European este invitat într-un grup european, da? Într-un partid al Parlamentului European, care funcționează la fel ca Parlamentul de la noi. Da? Ai majoritate, treci voturi, treci lege. Iar PPE sunt conservatorii europeni, care sunt cel mai mare partid din Parlamentul European actual, în care face parte PNL. Și practic PNL a făcut acest congres PPE al conservatorilor europeni la București, unde a venit și Ursula von der Leyen, diavolul, da, și AUR a făcut un protest la Romexpo, care arată așa. Asta este un live de la Cristian Terheș, de departe cel mai cum să-mi ale cuvintele, cel mai interesant la nivel psihic europarlamentar pe care îl avem în Parlamentul European. E omul care a lansat literalmente jumătate din conspirațiile care există despre UE, cu mâncatul de gândaci, cu... Ursula nu uită! România nu te vrea! Ursula nu uită! România nu te vrea! Puteți să observați că George Simion are o șapcă cu Trump. A făcut un comentariu foarte bun prietenul meu, Andrei Comșa, în legătură cu susținerea asta lui Trump worldwide și toate partidele de extremă dreapta din lume care se aliază cu Trump. E foarte interesant că e gen e o forță globalistă împotriva globaliștilor. Știi, sunt pe toată lumea fanii lui Trump care sunt sub aceeași umbrelă de de politici, de comunicare, de whatever, și sunt la nivel global, dar este împotriva globaliștilor. Nu înțeleg cum funcționează treaba asta. Și also mi se pare foarte funny că au ratat complet să facă niște rime bune cu Ursula. Da, na, ce poți să ceri? AUR. Zero creativitate. Erau niște rime bune de făcut cu Ursula. Și foarte interesant, o să observați de fiecare dată, jandarmii nu bat oameni de la AUR. Nu știu dacă ați observat chestia asta. Jandarmii niciodată nu bat oameni de la AUR. Dacă era aici un protest pro-Palestina, oamenii și-aș lua bătaie de mult. Erau călcați pe cap de mult. Dacă era aici un protest USR,
nu că ar fi comparație între cele două exemple, erau de mulți călcați pe cap de jandarmi. Deci la niciun de ăsta, uitați-vă și voi, de ce la smulge gardul, bruschează jandarmul, ultraj practic la adresa jandarmului și jandarmii sunt pe prietenie. Doar aici nu bat. Și am mai zis chestia asta de mai multe ori. Tare curios sunt de ce răspuns are MEAI în legătură cu faptul că jandarmii nu bat doar protestatarii auri. Că restul protestatarilor îi rup cu bătaia și cu gazele și cu... îi aruncă în dubă. Ce au protestatarii auri de nu sunt bătuți? Nu că aș vrea să fie bătuți, să ne înțelegem. Doamne iartă-mă! Urăsc din suflet și profund instituția jandarmeriei din cauza violenței pe care o aplică. Dar sunt foarte curios totuși în violența pe care o aplică tuturor. De ce protestatarilor auri nu li se aplică aceeași violență? Sunt foarte curios, e foarte interesant pentru mine de aflat. Și dacă credeți că exagerez, vă aduc aminte protestele din 2018 în care veneau jandarmi și te băteau doar pentru că stai pe stradă. Am fost eu martor la cum ne alergau jandarmii printre blocuri unde nu erau camere de filmat. Nu uita! România nu e a ta! Ursula, nu! Hoții! Ăsta stă pe Tinder. Pe... Și că Ursula show us the money. What? Cu Ursula? Niciun pula, nici... Ia uite cum se... Uite cum se... Uite cum... Uite cum se bate Simion cu jandarmii. Uite, Simion și Tehes cum se bat cu jandarmii. Lu Simion, de ce nu-i aplicați trei pulane așa cum ați face oricărui cetățean care vă împinge și vă bruschează și vă... și comite infracțiunea de ultraj la adresa jandarmeriei? De ce nu dați cu gaze aici, domnilor jandarmi? Tare curios sunt. Domnilor jandarmi, de ce nu dați cu gaze aici? De ce nu-i aplicați câteva pulane peste ochi lui Simion așa cum ați face cu orice alt cetățean al acestei țări? Tare curios sunt. Știi cum e, nu poți să bați viitorii șefi. Nu poți să bați viitorii șefi. Nu poți să-i ții. Nu poți să-i ții. Nu poți să-i ții. Ba da, poți să-i ții. Scoate și pe eu cu piper. A, nu se vrea, am înțeles. Foarte curios sunt, de ce nu se vrea? Se pare fantastic, mie asta mi se pare cel mai fantastic, cum există oameni care se uită la căcatul ăsta care se întâmplă și la căcaturile care se întâmplă în fiecare moment cu jandarmeria română. Da, cum au bătut oameni la Roșia Montană, cum au bătut oameni la Dragnea, cum au bătut oameni peste tot pe unde au prins și toate cele. Și se uită la căcaturile astea și zic, știi ce, o să mă duc să mă scriu în jandarmerie. Când îi vezi pe viitorii tăi colegi cum literalmente sunt în genunchi și performează acte orale pentru George Simion și prietenii lui. Pentru că asta se întâmplă aici. Asta este performanța unui act oral către George Simion, a jandarmeriei române. Care de fiecare dată când se întâmplă o chestie de genul ăsta în care un protestatar atinge un jandarm, protestatarul lor este scos din mulțime, aruncat în dubă, bătut, amendat, dosar penal și trimis acasă. Aici de ce nu se întâmplă așa? Asta e întrebarea pe care o am către Ministerul Afacerilor Interne. Oare de ce nu se întâmplă asta aici? Sunt foarte curios! Cum Simion are voie să vă îmbrângească, să vă împingă, ei au voie să rupă gardurile, numai alții n-au voie. Vă reamintesc, la protestul pro-Palestina, ne-au pus în țarc. Am trecut prin detector de metale. M-a întrebat un jandarm că cam aș în nasul lui dacă am obiecte ascuțite, că el nu vrea să mă percheziționeze, că poate am obiecte ascuțite și se înțeapă. Au luat jandarmii pancartele protestatarilor, chiar lui Elmo. Lui Elmo i-au luat pancarta, care zicea ceva de SUA, nu mai știu exact ce. I-au luat pancarta jandarmii, n-a avut voie să intre cu pancarta în protest. La protestul pro-Palestina erau camere de la SRI care înregistrau fiecare participant pe recunoaștere facială. Tare curios sunt, la acest protest, de ce nu s-a întâmplat nimic din toate treburile astea? Pot să știu? Da, știi cum e, nu poți să bați pe cine susții. Știi cum e.
Deci ăștia au voie să facă orice în fața jandarmeriei, numai orice alt cetățean nu. Da. Pe Vlad aici? Da. Vino, mă. Uite cum se împing jandarmii. Hop, au săltat unul. După 25 de minute au săltat unul. Băi, mâna, băi, n-ai voie să pui mâna, băi! Băi, mă dau în judecată dacă... Băi, nu mai pune mâna pe, băi! Te dau în judecată, băi. Băi, te... Băi, dar la oameni așa, repet, de ce nu le dă cu gaze? Stai curios de ce la ăștia nu se dă cu gaze, dar la Dragnea se dă cu gaze. Mă rog, la Dragnea, la... Ați înțeles. Nu, jandarmeria vă apără pe voi, asta se întâmplă aici. Faptul că nu vă luați omor și că aveți voie totuși să stați aici și să vă împingeți cu ei, pe voi vă apără, voi sunteți hoții pe care îi apără. Repet, nu zic că asta ar trebui să se întâmple. Pentru că n-ar trebui să se întâmple asta nicăieri. Dar, din păcate, asta este instituția jandarmeriei. Jandarmeriei e făcută să apere statul de către proprii cetățeni. Se exercite violență în mod legal asupra propriilor cetățeni. Miliarde de euro au dat pe vaccinuri, vaccinuri, ce-or fi, injecții, produse medicale. Vaccine, ce-or fi. Care nu doar că n-au fost eficace sau eficiente, și ajutabile la gaz, la energie. Uitați-vă cât e combustibilul astăzi. Că damn, ce crazy arată Vadim Con 2024. La noastră să zică cu cine și cu cine să nu votăm. Domnul Cristian Terghe și europarlamentarul nostru s-a bătut pentru desecretizarea contractelor Pfizer. S-a bătut pentru libertate. Și acum jandarmii îl protejează pe Nehammer, care nu ne primește în Schengen? Nu mi se pare corect. Ce doriți să-i spuneți? Că nu are ce căuta în România până nu... I can get behind this. Da, singura diferență între ăștia și noi care urlăm chestia asta în Piața Victoriei este faptul că noi ne luam omorul și gaze în ochi și grenade de gaz aruncate în mulțime care explodau în picioarele oamenilor și luau... V-am mai arătat, de fapt nu v-am arătat că nu puteam să arăt pe stream, dar v-am mai dat link la cum au explodat picioarele la oameni cu grenade aruncate în mulțime, grenade cu gaz. Poate cineva care n-a văzut toate aceste imagini, dar știu că le arăt de fiecare dată și cred că e bine că le arătăm de fiecare dată. Și vă reamintesc că dosarul 10 august în care jandarmii ne-au bătut, ne-au dat cu gaz, au explodat picioarele la oameni și așa mai departe, a fost clasat. Nu a răspuns nimeni pentru actele pe care le-a produs jandarmeria dând cu gaze lacrimogene în mulțimi în care erau și copii și bătrâni și așa mai departe. Da, urmează violență fizică doar un pic ca să înțelegem comparația totuși cum jandarmeria în modul ei de funcționare în momentul ăsta protejează aur. Da, deci protestele de la Piața Victoriei aici dăduseră cu gaz, deja interveniseră cu mașina cu tunul cu apă, un om care stă degeaba, stă singur, nu face absolut nimic. Și a pus mâinile la spate și a ridicat mâinile sus în semn de... Stai curios, jandarmeria română, de ce nu procedează așa și în cazul aur? Repet, nu zic că ar trebui. Dar de ce se întâmplă asta doar aici? Sunt foarte curios. Când au intrat în mulțime, ca să ne trimit acasă. După ce au dat cu gaze toată ziua. Ia uite. Sunt tare curios, jandarmeria română, de ce n-a intrat cu țestoasele în protestatarii aur? Foarte curios sunt. Știu că repet același lucru la nesfârșit, dar... Eu am fost aici, adică țin minte perfect toate aceste... Țin minte perfect jandarmii care intrau în femei și le băteau și așa mai departe. Care au dat cu gaze în copii și așa mai departe.
Aici e jandarmul care urma să-și ia omorul și pe care l-au protejat protestatarii ca să nu-și ia omorul. Deci aici a fost un bou care s-a pierdut în mulțime și protestatarii au făcut cerc în jurul lui ca să nu-și ia omorul. Deci ăsta e cercul făcut de protestatari pentru ca jandarmul să nu-și ia omorul. Că așa suntem noi oameni, știi cum e. Unde-i tunul cu apă pentru aur? Unde-i tunul cu apă pentru aur? Unde-i tunul cu apă la fiecare protestaur? Că nu e prima oară când forțează gardurile, nu e prima oară când se iau la bătaie cu jandarmi și așa mai departe. Unde-i tunul cu apă pentru aur? Unde sunt galeriile de fotbal chemate de către politicieni ca să pară că jandarmii acționează în consecință de cauză? Asta în caz că e cineva care crede că în jandarmeria română există vreun om. Și asta în caz că cineva crede că în jandarmeria română există vreun om. Că n-ai cum să fii om când tu știi chestiile astea pe care le zic eu acum. Că dacă le știu eu, tu clar le știi dacă ești în jandarmerie. Deci n-ai cum să fii om. Și nu există om jandarm. Nu există. Tu nu ești om. Tu ești un sclav al oricui e la putere. Azi ești sclavul lui Dragnea, mâine ești sclavul lui Ciucă, poi mâine ești sclavul lui cui o mai fi pe la guvernare. Unde e atitudinea asta față de protestatarii aur? Și ca să încheiem, ca de fiecare dată, știu că e 18 ore când fac exact același segment, dar ca să încheiem cu puțină serotonină. Contextul este zdreanța asta umană alergat să bată o femeie. S-a lovit de ceva și a sărit cască din cap. Și bă, ăsta care cade. Ăsta care dă cu șpâre lacrimogen pe colegul lui. Ia, dă-te! Nu există meserie mai proastă să nebunesc. Nu uita. Da. Și ăsta. Unde? Deci băiatul ăsta a aruncat cu ceva într-un jandarm. Cu ce putea să arunce? Cu ce putea? Era o chestie mică. Cu ce putea? O brichetă? Cu ce putea să arunce? Chit că era o pietricică, ăștia au armură pe ei. Unde e atitudinea asta la protestul aur? Că și protestatarii aur au dat în jandarm. Și protestatarii aur au dat în jandarm și au forțat gardurile în ei și au împins. Unde e atitudinea asta de mână băgată în gât de la jandarm? Unde vedem asta și noi la un protest aur? Ia uite, asta e procedeul de imobilizare al unui jandarm. Băgați mâna în gât și în ceafă. Asta e procedeul de imobilizare. Bum! Sclavul puli. Și să ne înțelegem, atitudinile astea au venit, atitudinile violente de la aceste proteste, au venit de la galeriile de fotbal, care au ca sport să se bată cu jandarmii. Deci galeriile de fotbal, în loc să joace fotbal, sportul lor este să se bată cu jandarmii. Și chestia asta este folosită și este politizată. Pentru că nu e așa, patronul X de la clubul Y de fotbal, vine frumos politicianul la el și zice, ce faci bre? Vrei așa? Bun, ia, trimite-și tu galeriile să se bată cu jandarmii, că lor și așa le place. Și asta s-a întâmplat de fiecare dată la aceste proteste. Au trimis galeriile de fotbal ca să facă scandal, să bată jandarmi, să spargă geamuri, să dea cu păzii, să dea cu fumigene și așa mai departe, pentru ca jandarmeria să poată să zică, oh my god, ce se întâmplă, violență pe străzi, trebuie să batem acești oameni. Nu-i așa? Scuza ca să poți să bați restul oamenilor, pentru că până să vină galeriile de fotbal, galeria de fotbal de la Dinamo, mai specific la protestul la protestul pe OUG, nu a fost niciun tip de violență.
niciun tip de violență. Hai că a fost, s-a mai măcinat un gard, au dat cu gaze noi toată ziua și n-a fost niciun tip de violență. Și după ce s-a săturat să dea cu gaze noi, au chemat galeria de la Dinamo să bată cu jandarmii și atunci jandarmii au zis, a, păi avem mâna liberă, l-a bătut pe toată lumea. Și așa vedem cum jandarma aleargă o femeie să o bată. Și apropo de ce zicea domnul Terheș de vaccinare, un bărbat din Germania s-a vaccinat de peste 200 de ori împotriva COVID în 2 ani și jumătate. Cercetătorii au primit acordul pentru a-l studia. Cazul germanului de 62 de ani din Magdeburg apare în revista așa, citat de BBC și de Guardian, el a cumpărat și a administrat vaccinurile în mod privat. Experții de la universitatea așa au aflat despre bărbat dintr-un articol de ziar și l-au invitat să se supună la diverse teste, iar omul a fost interesat. Echipa de cercetare a declarat că a văzut confirmarea oficială pentru 134 de vaccinări cu 8 seruri diferite împotriva COVID-19. Probele au fost furnizate de procurorul public al orașului Magdeburg, care a deschis o anchetă sub acuzația de fraudă, dar nu a fost depusă nicio plângere penală. Testele de sânge și salivă au confirmat că sistemul imunitar al bărbatului era complet funcțional. Anumite celule imunitare și anticorpi împotriva virusului COVID erau totuși prezente în niveluri considerabil mai ridicate în comparație cu persoanele care primiseră doar 3 vaccinuri. Cercetătorii au testat și mostre de sânge congelate ale bărbatului care fuseseră depozitate în ultimii ani. N-a avut nici pădrecu! N-a avut nici pădrecu! Dar ce boală o fi avut ăla, mă, s-a vaccinat de 200 de ori. N-are nici pădrecu. V-ați înțepat, n-are nici ce-a pățit. Raporte îngrijorători, peste 80% din spitalele publice nu oferă servicii de avort, deși procedura este legală în România. 90% dintre spitale și clinici nu trimit în altă parte femeile care solicită întreruperea sarcinii. Și vedem un grad de acces aici, Mureș are cel mai mare grad de acces la avort, în timp ce București are grad de acces la avort între 0 și 5%. Peste 80% dintre spitalele publice nu oferă servicii de avort, așa arată o cercetare realizată de Asociația Moașelor Independente. Această situație îngrijorătoare se înregistrează în condițiile în care întreruperea de sarcină este legală în România până în săptămâna 14-a de sarcină. În același timp, Biserica Ortodoxă Română s-a poziționat împotriva avortului cu nuanța că nu susține legiferarea acestei interdicții. Unele dintre motivele refuzului le îndrumăm să păstreze sarcina, treaba lor unde se duc au destule variante, nu redirecționăm, noi urmărim sarcina. Asta e opțiunea medicilor, este un drept al pacientelor, dar nu este obligația medicilor. Sunați la DSP pentru informații și redirecționare și alte mizerii. Potrivit cercetării în România, din 176 de unități medicale publice care figurează cu secții de obstetrică ginecologie, doar 7 unități furnizează ori avort medicamentos, ori chirurgical în acord cu recomandările din ghidurile medicale. 7 din 176. Prospectele farmaceutice și legislația națională, iar din 783 de unități medicale private, clinici și spitale, doar 3 unități oferă ambele tipuri de servicii de întrerupere a sarcinii, conform ghidurilor prospectului și legislației naționale. Nicio unitate publică nu oferă ambele tipuri de avort. Dacă să sugea carasul la privat. Năsui, privatul, medicalul, năsui, Claudiu Năsui, USR, ne spuneți și nouă, vă rugăm, și gagicăta, ne spuneți și nouă, vă rugăm, de ce spitalele private refuză să facă avorturi? De ce nu există avort la spitalul privat? Că vine Regina Maria, ăla, fac reclamă, mamă, full medical, complet, de ce nu se fac avorturi la privat? Știu că se fac, dar de ce nu suplimentează privatul ce lipsește statului în cazul ăsta? E o piață de business perfectă. Cine nu vrea să facă avort zi? În momentul în care are nevoie să facă avort. Am înțeles. Da, puteți să vedeți aici toate statisticile. Am mai vorbit despre chestia asta. Ne-au mai informat și v-am mai transmis și eu din... Da. Și dacă te duci la privat să-ți faci avort, e 5.000 de lei. Atâta ne-a zis centru filia că costa la Regina Maria să-ți faci avort... în timpul pandemiei. 5.000 de lei. 1.000 de euro avort. 1.000 de euro avortul. Da. Cauzele, bineînțeles, sunt pe fond religios de cele mai multe ori. Link-ul în chat dacă vreți să vedeți toate cauzele și rezultatele pe larg. Da, ei au dreptul să spună că sunt bolnavi și noi avem dreptul de a nu-i trata. Da. Medici, exact.
Și desigur, în legătură cu socialiștii PSD-iști, așa cum le zice Bagna și toți sclavii din USR, PSD-ul e socialist! Socialismul PSD-ist! Ciolacu, eu aș zice să organizăm referendum să vedem dacă românii sunt de acord să începem exploatarea aurului de la Roșia Montană. Pentru cine are 18-20 de ani, probabil cu siguranță ați auzit de Roșia Montană. Roșia Montană este o localitate în care există minereuri de aur, în care o corporație din Canada a plătit milioane, zeci, sute de milioane de euro sub formă de lobby, sub formă de șpăgi, sub formă de bani aruncați cu cârca la agenții de publicitate, la ziare, la influencer ai vremii, ca să poată să exploateze aurul de la Roșia Montană. Problema nu este cu exploatarea în sine, problema este cu modalitatea exploatării, pentru că o exploatare minieră de genul ăsta include faptul că trebuie să nenorocești toată zona respectivă, băgând cianuri în pământ, practic futând tot ce se poate în zona respectivă, omorând tot ce înseamnă zi, floră și faună, plus viețile oamenilor care stau acolo, da, vorbim de apă potabilă și așa mai departe. Din cauza asta au fost cele mai mari proteste până la vremea respectivă de după 89 în România, în care extrem de multă lume a ieșit în stradă și a cerut întreruperea exploatării miniere de la Roșia Montană, pe care guvernul PSD la acea vreme voia să o facă, iarăși socialiștii. Socialiștii care vând țara pe bucăți la corporații din Canada. Da, și a căzut. Într-un final a căzut. Din cauza presiunii publice fantastice, a căzut. Și acum, la 10 ani mai târziu, Ciolacu, tot PSD, se întoarce să zică hai totuși să ne mai gândim că am vrea și noi să mâncăm din banii de la Gold Corporation. Așa se numea firma respectivă. Marcel Ciolacu a spus joi într-o discuție cu jurnaliștii că ar putea fi organizat un referendum pentru a vedea dacă românii sunt de acord cu să înceapă exploatarea minieră la Roșia Montană. Guvernul României a fost informat că decizia privind despăgubirile în cazul Roșia Montană va fi comunicată vineri. Da, bineînțeles, Roșia Montană asta, canadienii au dat în judecată statul român pe bună dreptate. Pentru că statul român le-a zis da, 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 vă lăsăm. Ăștia au făcut lobby fantastic. Au aruncat în statul nostru, într-un fel sau altul, nu știm sub ce formă, dar au aruncat încoace milioane de euro și din cauza presiunii populare, statul român a zis până la urmă bă, nu mai faceți. Și ăștia au rămas cu milioane, zeci, sute probabil, aruncate pe geam. Pentru că au aruncat atunci, au aruncat în toate direcțiile. Deci aveai instituții întregi de presă cumpărate de această corporație care vrea să exploateze minier Roșia Montană. Abia știu să mă deșpun de judecat. Da, și ei au rămas cu buza umflat. Și acum, desigur, vin să dea în judecată statul pentru că ei au făcut investiții aici ca să înceapă exploatarea și statul le-a zis nu mai începeți. Pe scurt, e mult mai complex, dar pe scurt. Ministrul Finanțelor a anunțat că executivul are mai multe opțiuni de achitare a datoriei, inclusiv una nemonetară și una de plată în rate. Organizarea unui referendum pentru a consulta populația ar amâna efectuarea plății despăgubirilor către Gabriel Resources. Fiecare zi de întârziere a datoriei vine cu dobânzi foarte mari, având în vedere că suma la care autoritățile se așteaptă să o plătească este de peste 2 miliarde de euro. Da, deci colegii domnului Marcel Ciolacu din vremea respectivă cu domnul Ponta în frunte, din cauza lor, astăzi trebuie să plătim peste 2 miliarde de euro către o corporație din Canada. Știi cum e? Socialiștii de la PSD. Ce cineva, păi și astea nu sunt riscurile unei investiții să fie sănătoși. E adevărat și aș fi de acord cu tine, dar justiția nu funcționează așa. 13.000 de euro strângi până acum pentru Blondie, vă mulțumim foarte tare. Bani care sunt dublați de Banca Transilvania, cale pe care le mulțumim foarte tare. 26.000 de euro, by the way. Cu cât donați mai mult, cu atât se dublează mai mult. N-avem limită. E la liber. Scoateți banii de la bănci.
dacă doriți să-i donați. Bă, vreau să vă zic, n-am mai apucat să mai postez, l-am rugat pe Cupar să-mi fac o postare și mi-am luat concediu așa mental cu totul de la acum de sărbători și am uitat să mai postez, dar vreau să vă zic că pe anul trecut ați strâns cred că 235.000 de euro erau, că am vrut să fac postare cu asta și am uitat și n-am mai postat. 235.000 de euro ca idee. Adunați după peste tot, dă undeva la 235.000 de euro. Stai să văd dacă mai găsesc postarea de la Cupar. Ce voiam să vă zic este că sunt extrem de bucuros că că sunteți aici și că vă mobilizează fiecare dată și că donați de fiecare dată și că strângem un căcoi de bani de fiecare dată și sunt foarte recunoscător și realizam așa că că mâine poate să fac 500.000 de euro strângi pe jumătate de milion de euro strângi pe pe un fucking live de Twitch. Crazy. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici și bătăți-vă un pic pe umăr că faceți chestia asta, se întâmplă de fiecare dată. Da, în 2022 am strâns, nu în 2022, în 2021 și în 2022 am strâns 100.000 și în 2023 235.000 cred că erau, dar l-am rugat pe Cupar, o să ne dea. A, 245.000 în total erau, my bad. 245.000 în total, 145.000 pe 2023. Așa era. Și acum cât am mai strâns în ultimele dăți, am adică și cu tot cu azi și cu ultimul caritabil cu sigur. Da, păi nu, 100% am depășit 300.000, da. 100% am depășit 300.000. Facem 500 până la final? Ce ziceți? Facem și noi un 500.000 de euro până la finalul anului? Așa ca idee. Like idea. Un apartament cu 3 camere cinstit. Da, dar nu în Cluj. În Cluj trebuie să mai pui încă 200.000. Este un cocktail bar nou în București. Recomand un cocktail de pe acolo. Nu știu despre ce vorbești, dar îți recomand Pina Colada. Chat, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ia, dați și voi repede să facem 16.000 așa de control. Ia, hai, mai scoateți corporatiștii. Alo, trezirea corporatiștii. Trezirea corporatiștii mei. Trezirea corporatiștii mei, hai să facem și noi 16.000 de euro. Hai să facem și noi 16.000 de euro. Scoateți și voi cardul avantaj să facem și noi 16.000 de euro. Trezirea corporatiștilor, strângeți noi 16.000 de euro sau căcat. 16.000 așa, bam, 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 ai înțeles? Că am băgat la somn tofleta. Mulțumim tuturor. Mulțumim tuturor pentru acest efort. Că v-ați scos frumușel un ban din buzunar ca să ajungă la niște copii care au nevoie. Vă mulțumim. Vă dă Dumnezeu sănătate. Banii sunt dublați. Easy. Easy 32.000 de euro. Așa într-o seară, nici nu am deranjat. Vă mulțumesc că sunteți că ne sunteți alături și că sunteți mereu alături și că sunteți mereu prezenți la fiecare acțiune caritabilă și vă văd și pe ăștia care nu sunteți aici în fiecare seară, dar sunteți întotdeauna când e de donat la streamuri caritabile. Which I very much appreciate. Respectele mele către dumneavoastră. Gata, vă las. Vă mulțumesc din suflet pentru donații. Sunteți cei mai tari, sunteți cei mai șmecheri. Vă pup, vă iubesc, vă respect, vă stimez. Vă îmbrățișez. Mi este dor de vremea când făceai stream până la 6 dimineața. Are și moșu mâine pe mine 40 de ani. Las copile, joacă-te tu Baldur's Gate până la 6 dimineața. Lasă-l pe moșu, că moșu mâine pe mine 40 de ani. Vă sărut. Toate cele bune, dați follow lui Lexi, țineți-o pe Sabaton. Pup. Vă sărut. Pa.